venim direct de la știri, nu-i așa, Magda? Am ajuns primele și plecăm ultimele astăzi. Nu vă văd. Nu prea cred. Deci nu vorbi și numele meu, că eu dimineața la ora 4 mă trezesc să merg la știri. Eu vreau să vă provoc așa, la o treabă. Dacă ați fi un produs, nu știu, o bere, o savarină, o șampanie, cum v-ați vinde? Tu dacă din start ești o savarină, normal că te vinzi cel mai bine pentru iubitorii de savarine. Dacă ești bere... Nu prea, adică cred că savarina vinde la oricine. Ce vrea să zică Magda este că îmi plac dulciurile. Exact, și noi nu consumăm alcool. Dacă aș fi orice produs din lume, n-aș avea nevoie să mă vând singură, pentru că am, iată, doi directori de marketing și de vânzări. Hei, unde te duci, măi, băiatule? Unde te duci? Lasă-mă, te rog, lasă-mă. Am fugit de acasă. Ce? De soția mea pictează într-una acasă, înțelegi? Copilul stă cu mama, soacră, și eu nu mai am timp să mănânc, acasă nu se mai gătește nimic, eu ce mai gătesc? Hai să luăm și pe colega noastră, că e și ei foame. Doamne, și tu ai fugit acasă. Sănătate. Dacă ai fi un burcan de muștar, cum te-ai vinde? Mănânci de stare mușarul. Dacă aș fi o sticlă de prosecco, mamă, e foarte complicat. Beamă până la ultima picătură. Practic, da. Savurează-mă până rămân goală. Bună asta, da. O să folosesc sloganul Imagine. Savurează-mă până rămân goală, da. Dacă aș fi un vin bun, de ce să nu bea toată lumea din vinul ăla bun? Bine, până se termine. Am o provocare pentru tine. Așa. Dacă ai fi un produs, cum te-ai vinde? Dacă ai fi o sticlă de bere, o... Eu nu o să fiu niciodată o sticlă de bere. Poate o clepsidră de bere sau... Dacă ai fi un produs, cum te-ai vinde? Nu știu, dacă ai fi o carte sau o sticlă de vin, o prăjitură? Aș ruga-o pe nevastă mea să mă vândă. Ar fi cel mai simplu, nu știu să mă vând. Niciodată n-am știut. Dacă aș fi o cremă de corp, cum aș vinde? Aș fi hidratantă. Aș avea un efect de luminozitate. Aș fi catifelată și fără parabeni. Dacă ai fi o prăjitură, cum te-ai vinde? Cea mai dulce prăjitură, dar în același timp nu îngrașă. Marius, dacă ai fi... Un sac de box. Un sac de box? Greu și rezistibil. Rezistent, pardon. Rezistibil. Vă scuzați. Dacă vreau să mă vând, aș fi un pistol ca armă istorică. Și atunci aș discuta altfel cu fiecare în parte. Dacă aș fi o salată de vinete, cum m-aș vinde? Aș zice despre mine că sunt cea mai gustoasă salată de vinete, care nu îngrașă, dar îți oferă foarte multă fericire. Și ești pregătită de distracție? Eu cred că o să fii șefă pe ringul de dans la trupa Azur. Abia aștept. Am două perechi de pantofi la mine. Când nu mai pot cu unii, schimb, deși eu rezist mult cu ăștia cu tocuri, dar am unii și cu un toc mai mic, așa că... Să cânte Mona! Se mărită Mona, așa am auzit. Momentul zero al Bayramului de aseară a fost întâlnirea lui Ciucă cu cele două dive care i-au intrat în joc, s-au lăsat seduse și i-au oferit câte un sărut de neuitat. Diana Sar și Monica Bârlădeanu. Sau pe care... Am venit prea devreme? Subtil! Am venit prea devreme? Stai. Vânătorii! Nu faci asta! Păi te pe dedesubt, pe dedesubt! Pe mușc! Știu să pup, știu să și mușc! Am zis că știu să pup, știu să și mușc dacă nu ia mâna de pe mine. Hai să mergem că e... Ai văzut ce ușor sunt? I-ai dat la o parte, gata! Păi da, absolut! Ia, fii atent acum! Stai să fii atent acum, ia! Stai! Da! Stai, cine cu cine se pupă? Da, eu voiam să pup pe ea, adică... Da, exact! Da. Bă, dacă eram și eu mai mare, mă, uite așa, și acum, pe obraz așa. Vreau să declare aici publicului, cine sărută mai bine, cu ochii în cameră. Așa. Dacă te consideri cel mai fericit bărbat, cel puțin de săptămâna trecută. Clar, da. Când am zis-o public, nu-i prima dată când zic asta. Ți-ai asumat acest lucru, nu? Cea mai mișto săptămână. Câte înjurături ai primit? Vrei să arăt mesaje? Cam câte așa, multe, grosomodo, multe, ochiometric, multe rău, multe, nu? Foarte multe. Poate ai treabă și te reține. Da, plec.
Cu cine? Voi rămâne? Du-te, du-te liniștit. Ok, e bine. Ia! Așa trebuie să se întâmple. Ai pierdut, gata. Salut! Ia uite, nene, băi, deci se transformă într-un partid, dar îmi place această chestie. Stai puțin, avem nevoie de o reacție de la domnul Adin Artea, da. Cum comentați? Din postură, el este, cum să zic eu, impulsiv și ea este defensivă în tot ceea ce se întâmplă acolo. Eu zic să vă duceți că aveți treabă și vă rețin. Pe cealaltă o ai? Ia stai puțin că mă interesează, mi se pare foarte bună analiza lui Adin. Ia să vedem, pe cealaltă o ai cu Monica? Asta, da. Așa, și aici cum analizăm situația? El este timid și ea vrea mai mult, dar nu se poate. Ia uzi, Ciuca, te lași greu. Ai picat aici, la mijloc.